De la începutul acestei luni și până în data de 13 martie se face, de către autoritățile competente, preluarea de date din recensământul populației și locuințelor din anul 2011. Apoi va începe recensământul propriu-zis, care trebuia să se desfășoare anul trecut, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Acțiunea este una extrem de importantă pentru implementarea politicilor guvernamentale în următorul deceniu. Da, este una dintre cele mai importante acțiuni ale Guvernului în anul 2022. Toată lumea știe că de datele care se recenzează anul acesta depind foarte multe acțiuni și politici guvernamentale pe următorii ani. În realizarea recensământului sunt implicate mai multe instituții. Ca o noutate față de acțiunile anterioare, trebuie menționat că în acest an se poate face și autorecenzarea online. Este foarte important să ne organizăm. Va fi o discuție și o integrare a mai multor unități ale statului român și aici este vorba de instituția prefectului, este vorba de statistică, este vorba de unitățile administrativ-teritoriale, se vor nominaliza recenzorii și, în general, totul va fi ca și la recensământul agricol pe declarații făcute atât online cât și fizic și introducerea datelor în sistem electronic. Autorecenzarea online se face în perioada 14 martie-15 mai, iar între 16 mai și 17 iulie colectarea datelor se va face de către recenzori prin interviuri față-înfață. Mai multe informații despre recensământul populației și al locuințelor se pot afla accesând site-ul www.recensamantromania.ro, de unde se poate afla și despre autorecenzia asistată sau despre felul în care cineva poate deveni recenzor.